seara și bine v-am găsit, sunt Adriana Avram și vă dau întâlnire începând de astăzi la emisiunea La Subiect. Îl avem alături de noi în această seară pe directorul adjunct al Muzeului Național al Unirii, domnul Constantin Inel. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Aș vrea să începem discuția din această seară cu un fel de bilanț al activității pe care ați avut-o anul trecut și să facem un pic referire la activitatea și din anii precedenți, pentru că am observat cu toții că numărul de vizitatori a crescut și crește în continuu la Muzeul din Alba Iulia. Ce a făcut să fie, de fapt, această creștere și să devină tot mai atractiv ca obiectiv turistic în Alba Iulia? Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, într-adevăr, crește în ultimii 10 ani spectaculos în ce privește numărul de vizitatori. A crescut oricum foarte mult și în numărul activităților culturale oferite, respectiv proiecte pentru copii, workshop-uri, expoziții, foarte multe expoziții. O medie pe an este undeva cam la 30 de expoziții pe an, temporare vreau să mă refer. Și aici nu vorbim doar de expozițiile organizate numai în incinta muzeului. Suntem parteneri în foarte multe proiecte culturale cu alte muzee din țară, cu institute de cercetare, cu universități și în cadrul acestor proiecte avem inclusiv activități expoziționale. Calitativ, însă, cred eu că am crescut cel mai mult în acești, să spunem, ultimii 6-7 ani. Ați devenit foarte vizibili. Exact. Este parte și din strategia echipei de management a muzeului, pentru că fără a ieși, fără a avea vizibilitate, nu ți asigur, de fapt, continuitatea prezentării. Și apărăm în presă de câte ori este cazul, de aceea am și răspuns cu drag invitației dumneavoastră. Dăm chiar noi curs sau invităm noi la rândul nostru la conferințe de presă, media locală, media națională, prezentăm de fapt toate activitățile noastre la nivel de publicitate culturală și acest lucru este câștigător pentru noi. Ce mi se pare un lucru remarcabil din ce ați reușit dumneavoastră împreună cu echipa de conducere a muzeului este să atrageți tot mai mulți tineri. Ați reușit să puneți pe picioare proiecte atractive pentru tineri, pentru că dacă stăm să ne gândim la o mentalitate, nu vreau să generalizez, dar cei mai mulți tineri când se gândesc la muzeu se gândesc poate la o chestie plictisitoare, poate neatractivă, banală, dar iată că dumneavoastră ați reușit să dați viață cumva muzeului. Conceptul sau concepția generală sau percepția generală despre muzeu în societatea românească mai mult este într-adevăr ușor cantonată într-o încremenire, adică în momentul în care spui cuiva de muzeu, de activități muzeale, lumea crede că într-adevăr merge într-un loc unde istoria a fost capturată la un anumit moment, o anumită secvență, sau toate secvențele, să spunem, istorice, și o putem savura doar într-un mod static, adică mergem, vedem exponatele, o expoziție, ne plimbăm mai mult ca să aflăm, într-adevăr poți afla foarte multe lucruri și din acest gen de vizită. Ideea este că în ultimii ani și în ultimii 15 ani Europa s-a mișcat foarte mult și lumea, societatea s-a mișcat foarte mult. Turismul se face foarte mult pe linie culturală și noi am înțeles acest lucru. Poate par lipsit de modestie, dar cred că Muzeul din Alba Iulia este una din puținele instituții muzeale din țară care a înțeles că locul muzeului este de a implica societatea civilă și în special tinerii, nu neapărat doar tinerii, trebuie să ne adresăm din ce în ce mai mult și veteranilor, să spunem, să facem acel voluntariat și senioral, pentru că așa se numește el la nivel internațional, să implicăm în proiecte de istorie vie,
sau de cercetare istorică propriu-zisă. Proiectele acestea de istorie vie sunt mană cerească pentru orice instituție. Când ați început primele proiecte? Mi-aduc aminte de personajele istorice care au fost în caravană prin județ. Și în care ați fost implicate ca voluntar. Da, a fost un proiect voluntar. De suflet, da. Eu, vedeți, aici este marele nostru câștig până la urmă. Mediatizând proiectele acestea, pe care, apropo, le-am început undeva la nivelul 2010-2011, Administrația Fondului Cultural Național a fost deschisă la mai multe tipuri de proiecte și noi am înțeles acest lucru. La un moment dat se depuneau proiecte pe muzee și muzeele în continuare depun doar pe editare de cărți, realizare de expoziții, valorificarea patrimoniului în felul strict științific sau de muzeu, să spunem. Văzând și în altă parte și în alte țări cum se face acest reenactment istoric, adică această istorie vie cum poate fi exploatată și îți poate aduce beneficii foarte mari în mod special de imagine și implicit tineri voluntari sau adulți voluntari care să intre în acest joc, noi le-am prezentat foarte mult prin dumneavoastră, prin media. În acești, iată, 6-7 ani, am reușit ca toate proiectele noastre de istorie vie, de reenactment, să fie extrem de valorificate la nivelul presei. Mulțumim pentru acest lucru tuturor celor care lucrează și în presa locală și în presa națională, care au promovat proiectele noastre. Am avut voluntari din rândul presei care s-au implicat, au venit, au învățat sau au citit suplimentar pentru personajul respectiv, a trebuit să învețe cumva despre viața lui. E foarte greu să nu te atragă un proiect de genul acesta și de aia a avut priză și la presă și la public, pentru că e ceva mai colorat, e ceva mai altfel. Eu cred că fiecare își dorește în așa, în sufletul lui, să se întoarcă sau să intre într-o poveste. Și ce facem noi este o istorie povestită, respectiv plecând de la un adevăr istoric, de la un costum, de la un eveniment. Personajul trebuie să intre destul de bine în pielea acelui, adică cine joacă, voluntarul respectiv, trebuie să intre foarte bine în pielea personajului și să se gândească că interacțiunea este una directă cu publicul care vine. Lumea vrea să facă nu doar fotografie, să afle informații, să interacționeze poate și într-un mod foarte cald. Vă aduceți aminte că noi, în funcție de personaj, fiecare ce reprezintă acolo, îi prezentăm meșteșugul respectiv sau un dans sau elemente din ținută. Da, sau poate chiar cântăm împreună cu ei. Sunt toate aceste lucruri, sau facem un procedeu de luptă în cazul trupelor de daci și romani și chiar și la Garda Națională de ultimă oră. Sunt toate metode și practici prin care, de fapt, pe lângă că îi prezinți în modul cel mai agreabil publicului evenimentul respectiv, evenimentul istoric respectiv și povestea, reușim să socializăm cu ei și să ne facem prieteni, astfel încât în momentul în care avem nevoie de voluntari, este suficient să lansăm o ofertă de deschisă, de proiect, de participare și imediat lumea răspunde favorabil. Aveți mai multe solicitări decât locuri posibile. Sunt, cu siguranță, la nivelul acestui mic oraș până la urmă, dar mare capitală, da, de suflet a românilor. Sunt posibilități extraordinare, dar nu am rămas numai la acest nivel. Reamintesc aici vara, când se fac spectacole cu dacii și romanii, în timpul show-ului de vinerea seara, să zicem show, așa, în ghilimele, show-ului cultural, este deschisă selecția către public, dacă ați urmărit, și cine vrea din public se poate oferi să fie încorporat în trupele romane sau la daci. Depinde, dacii aveau armată liberă, acolo era accesul mult mai ușor, nu exista un triaj foarte puternic, dar la romani, regulile militare, disciplina unei armate profesioniste este respectată și chiar și în trupele noastre de reenactment.
Spuneați despre proiectele acestea că v-ați inspirat din ceea ce se face în străinătate. În România există modele? V-ați inspirat și de la vreun muzeu din țară sau a fost ideea preluată din afară? Am lucrat într-adevăr pe aceste proiecte colaborând cu colegi din asociațiile organizate și în alte muzee, respectiv Asociația Terra Dacica Eterna, această asociație de la Cluj, ca și centru de plecare, cu trimitere spre zona Zalăului, unde este un muzeu extraordinar, care au și ei o trupă de reenactment pe epocă romană, sau cu colegi de la Constanța, care iarăși au lucrat foarte mult pe partea aceasta de reenactment pe epocă romană. Am avut mai multe întâlniri, deci colegii care efectiv au lucrat pe proiecte și în acele festivaluri organizate și promovate la nivel regional au rezultat proiecte, de fapt, comune în care și cumva s-a creat o tradiție. Ele de câțiva ani, probabil cam de cel puțin 5 ani, deja sunt tradiționale în România. Este festivalul Roman Apulum la noi, este festivalul roman de la Porolisum, este festivalul de la Grădiștea de Munte, sau mă rog, în Hunedoara s-a ținut și la Uroi, în diferite locații l-a ținut județul Hunedoara, și este festivalul roman Tomis. Astea sunt, să dau doar câteva exemple, mai este un festival în Mureș, la Călugăreni, sunt mai multe locații și încet, încet lumea s-a trezit la viață. Avem colegi, este recent un festival la Sighetul Marmației, Eternis Maramurosiensis. Maramureșul n-a fost provincie romană niciodată. Numele festivalului este însă latin, într-adevăr, Eternum Maramureș, dar acolo invită trupe de reenactment din Ungaria, din Polonia, din România. Toate festivalurile acestea au primit o conotație internațională pentru că, la rândul nostru, trupele participă în tabere din acestea, la festivaluri din străinătate. La Carnuntum este, de dată recentă, unul din cele mai puternice festivaluri de talie europeană și aici, de fapt, am și încercat să ne inspirăm, pentru că această locație din Austria, lângă Viena, o veche localitate romană, pe limesul, pe granița Imperiului Roman, acest Carnuntum a avut o legiune romană, legiunea 14-a Gemina, iar legiunea 13-a Gemina stătea în acea vreme la Viena, la Vindobona, și ele apărau linia Dunării împotriva atacurilor germane, triburilor germanice, goții în mod special, foarte multe triburi care au pendulat permanent de parte și de alta a Dunării. Ce au reușit cei de acolo, suplimentar, sau este un exemplu pentru Europa, administrația locală și a landului a reușit să finanțeze un proiect de refacere, reconstituire a unor clădiri istorice din orașul roman. Șansa lor este într-adevăr că parte importantă din așezarea veche romană nu a fost suprapusă de localitatea actuală, care este un mic sătuleț, Petronel, se cheamă, și exemplul acesta, Carnuntum, ar putea fi cumva urmat și în România de anumite situri istorice. Aș vrea să revenim puțin la anul 2016 strict. Cum l-ați caracteriza? Din punct de vedere al activității muzeale, este un an de vârf, 2016. Am terminat anul cu cel mai mare număr de vizitatori înregistrați până în prezent la Muzeul Național al Unirii, peste 167.000 de vizitatori au trecut pragul muzeului. Este o cifră... Și al muzeului și al Sălii Unirii, bănuiesc. Și al Sălii Unirii. Noi când vorbim de Muzeul Național al Unirii, vorbim de cele două clădiri deschise, clădirea muzeului, Babilonul, și Sala Unirii, pentru că întotdeauna numărul de intrări este mai mare pe Sala Unirii. În special, românii își doresc foarte mult să vadă acest templu al României Mari. Lucrurile, într-adevăr, sunt pe trendul ascendent în ultimii 7-8 ani, pentru că s-a plecat
undeva în 2008 aveam în jur de 50.000 de vizitatori. Am avut vreo 3-4 ani consecutiv mici creșteri, până pe la 60.000, să spunem. Iar odată și cu restaurarea cetății și pregătirea infrastructurii, să spunem, turistice, deși e mult spus infrastructură turistică, mai mult infrastructura de vizitare, pentru că infrastructura turistică ar însemna să avem restaurante multe, cafenele aici în cetate, locuri de servire a mesei, mult mai multe locuri în care să se întâmple efectiv ceva ca să poată să rămână turistul și peste noapte, și spații de cazare pentru toate buzunarele. Să nu fie doar hoteluri scumpe sau hoteluri slabe, să fie condiții bune. Acest lucru mai comportă îmbunătățiri, dar... Păi trebuie să creșteți și în anii următori și atunci... Da, da. Asta va fi probabil intervenția sectorului privat. Sectorul public a făcut destul de multe în sensul promovării, a restaurat, a pregătit această cetate. Numărul turiștilor a crescut continuu în acești ani. Participările la târgurile de turism o confirmă. Foarte mulți români trec prin standurile și ale muzeului, pentru că noi am fost la această ediție, am fost pe o promovare foarte scurt, atât când ne-am permis noi, pentru că atât Consiliul Județean cât și Primăria au amânat prezentarea la târgul acesta, prima ediție asta de primăvară sau de iarnă, să-i spunem așa, spunând că vor participa și se vor axa cu pachetele pentru târgul din toamnă, când trebuie să pregătim pachetele pentru 2018. Și acum ați participat singuri. Am participat doar noi, încercând să promovăm deja produsele ce le avem noi, cum ar fi Garda Națională de la 1918. Este cel mai nou proiect pe care îl aveți, l-ați lansat de 1 decembrie. Care este feedback-ul până acum? Cu siguranță este pozitiv feedback-ul. Nu am ieșit foarte mult cu acest produs. Proiectul a fost finalizat în ultimele zile ale lunii noiembrie, așa era și calendarul FCN-ului. Finanțarea a venit foarte târziu. Din acest motiv am fost chiar ușor presați și de timp și stresați că nu reușim să pregătim cum se cuvine acest proiect. Este vorba de 10 costume militare, uniforme ale românilor care au format Garda Națională la 1918, replici, bineînțeles, după aceste uniforme și după echipamentul militar și armament. Era dorit foarte mult de o componentă importantă, atât de cei care iubesc într-adevăr România și ideea de mare unire aici la Alba Iulia, dar era și o datorie a noastră, a Muzeului Național al Unirii, să lucrăm și să scoatem un asemenea proiect și produs pe piață. Cum spuneam, am ieșit destul de puțin cu el, doar atunci, la 1 decembrie. Lumea la fel își face, e foarte bucuroasă să se fotografieze cu acești soldați. Vom putea ieși mult mai mult și noi ce ne dorim este să permanentizăm cumva Sala Unirii să aibă în viitor și cel puțin în 2018, cer scuze, să aibă o gardă stabilă dintre acești tineri care fac Garda Națională să stea permanent la intrare în Sala Unirii. Asta este unul din obiectivele pe care ne dorim pentru anul viitor. Nu mai este mult și va începe sezonul turistic, dar înainte de a trece la planurile pentru acest an, aș dori să discutăm un pic și despre partea de arheologie. Pentru că Muzeul Național al Unirii se ocupă și de partea aceasta și știu că ați avut descoperiri interesante, ați avut lucrări de descărcare de sarcină arheologică la autostradă, s-a discutat mult că din cauza asta se amână lucrările. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Ce ați găsit? Cercetarea arheologică preventivă este subiectul cel mai discutat din arheologia actuală românească. Cantitativ, el este impresionant atât la nivelul României, dar eu cred că județul Alba are, nu știu dacă e neapărat un merit,
o spun în continuare, este și o datorie, avem un patrimoniu foarte mult. Patrimoniul este peste tot patrimoniu arheologic. Noi am făcut anul trecut peste 20% în procente din numărul autorizațiilor cercetărilor arheologice de pe teritoriul României. Suntem 42 de unități administrative, cred, și noi am făcut a cincea parte din mai mult. Suntem undeva cam la 22%, da. Este foarte mult. La un moment dat, mi-aduc aminte, era ca o glumă, acum, procentul ăsta este de câțiva ani al nostru. Deci noi facem treaba asta cu o divizie foarte bună de arheologie, avem o secție extrem de amplă de arheologie, peste 15 experți și specialiști în arheologie lucrează în Muzeul Național al Unirii, foarte puține muzee din țară se pot lăuda cu asemenea capacități de mobilizare. Avem laborator de restaurare pe patrimoniu mobil care ne asigură prelucrarea materialelor de noi și organizăm calendarul de lucrări astfel încât să nu se blocheze. Problema majoră, de fapt, stă într-o birocrație excesivă a emiterii autorizațiilor de cercetare arheologică și apoi discutarea rapoartelor, pentru că așa prevede legea, în Comisia de Arheologie. În momentul în care, normal, noi avem cantități mari, ne vin încet și greu autorizațiile și mai greu se obțin rapoartele. Și atunci, chiar pornind de la o simplă casă, lucru în teren poate să dureze 5, 10, 15 zile, să spunem o lună, însă procedura de obținere a autorizației și apoi obținerea avizului de descărcare în urma discuției în comisii poate să dubleze, tripleze acest timp. Ceea ce nu are decât această explicație că birocrația în eliberarea de acte în România încă este în plină dezvoltare. Și în domeniul ăsta nici, ne lovim tot de birocrație. Nici guvernul anterior, acel guvern tehnocrat care ar fi trebuit să clarifice aceste aspecte, n-a reușit încă să relaxeze. Este o procedură deocamdată blocantă. Permanent suntem în dialog cu Ministerul. Invităm și în teren să vadă ce se întâmplă. Motivează într-adevăr pe o lipsă acută de personal în minister, ceea ce este real într-adevăr, dar este dar și nu e o problemă de nerezolvat. Nu este o problemă de nerezolvat, dar este și o lipsă de strategie și de cumva de acordare a locului cuvenit acestor cercetări arheologice. Punctual pentru cercetarea arheologică de contract în legătură cu autostrada. Noi am avut anul trecut contract pentru lotul 2, care se face între Sebeș și Turda. Am cercetat acolo un număr de 10 situri arheologice, așa. Aceste 10 situri arheologice au fost cercetate, am obținut o prelungire de 6 luni datorită timpului nefavorabil. Asta cam în ce zonă? Este de la Pârâul Iovului până în zona Iud. Acesta este sectorul lotului 2. Însă nu am afectat deloc calendarul de execuție al autostrăzii, pentru că noi ne-am corelat permanent cu graficul de execuție al constructorului. Respectiv, ei aveau o prioritate pe primii 7 km, să spun. Acei primi 7 km i-am descărcat foarte repede. De fapt, ce se întâmplă acolo? Noi facem inițial un studiu de diagnoză arheologică și peste 80%, poate procentul mai mare, 90% din terenul, din teritoriul afectat, din traseul autostrăzii, se dă descărcare arheologică sub asistență, adică lucrurile de copertă se asistă arheologic. Dacă mai iasă întâmplător ceva, se recuperează, se înregistrează. Se localizează foarte bine siturile în acest studiu de diagnoză, am identificat cele 10 situri și pe ele se intră ulterior pe cercetare și acolo se face un grafic de aplicare în care poți să lucrezi 2-3 situri odată, depinde la solicitarea constructorului. Noi am lucrat cam 3 situri odată în același timp, având capacitatea care vă spuneam. Ei trebuie să asigure acolo și logistica, însemnând mână de lucru necalificată, muncitorii, și partea de mecanizate pentru
decopertare mecanizată și eliminarea pământului. Lucrurile acolo au stat bine din punctul nostru de vedere, au fost chiar vizite ale ministrului de atunci al transporturilor, care, Sorin Bușe cred că a fost, care a fost impresionat cumva de modul cum ne-am implicat noi ca echipe arheologice, pentru că a conștientizat că se stă 10, 11, 12 ore în teren. Pe timpul verii s-au lucrat și sâmbetele, uneori chiar și duminica din partea noastră pentru documentare, adică mergeam pentru desenat, fotografiat ce se lucra pe, în cursul săptămânii. Și doar când ploua 2-3 zile consecutiv se întrerupea lucru, pentru că efectiv nu puteai să lucri, că îți distruge complexul arheologic. Asta a înțeles toată lumea. Eu mi-aduc aminte de o serie de declarații care, prin care vi se punea vouă celor de la muzeu în cârcă, că din cauza voastră. Sunt, au fost declarații mai mult politice din partea unor reprezentanți ai guvernului sau ai președinției. În trecut a fost întotdeauna această presiune că arheologia sau rezervațiile naturale obstrucționează realizarea infrastructurii. Poate era cea mai la îndemână. Este cea mai la îndemână pentru că ulterior, în momentul în care dai peste aceste vestigii, poți să modifici cumva și calendarul de execuție. Însă, calendarul de execuție la orice infrastructură presupune etape, cum am zis. Etapa de decoperte este una, etapa de punere balasturi sau ce fac ei este altceva și după aceea toate construcțiile adiacente. Bun, haideți să vedem, tot nu ne-ați dat exemple. Ce ați găsit? Pe siturile acestea de la autostradă, spre exemplu, am găsit o necropolă scitică foarte frumoasă în imediata apropiere a Ciumbrudului de astăzi, chiar lângă satul Sâncrai. Ea a fost dată și filmată la momentul respectiv în vara 2015 și apoi și în primăvara 2016. Apoi în aceeași necropolă au fost și morminte celtice, ceea ce ne arată, sunt diferențe cronologice, undeva până la 300-400 de ani, cam așa, diferența între epoci. Însă este clar că au preferat acea terasă înaltă și populațiile celtice. Acolo am găsit inventare cu săbii celtice. La știți am găsit inclusiv podoabe din metal prețios. Ele, materialele sunt în restaurare în muzeul nostru și în momentul în care se curăță, se identifică precis piesa și este posibil să fie clasabilă în categoria tezauri, ea se anunță și se declară prin direcțiile de cultură pentru a fi declanșate proceduri de clasare. Dar aceste elemente se recuperează din situri și se aduc în cadrul muzeului, lăsând mai departe liber după ce înregistrăm tot, propunem descărcarea de sarcină arheologică. A fost cumva și ușor pentru că nu am găsit vreun sit în care să fie urme de substrucții de ziduri, pentru că deci un caz similar ar fi și Botul, în care în anii trecuți s-a lucrat de către Muzeul Național de Istorie a României un sit arheologic din perioada romană, o așezare, un vicus, cel mai probabil cu aliniamente de clădiri, chiar cu străzi pavate în interior. Din păcate, pentru arheologia românească a fost acceptat de Comisia Națională de Arheologie să fie îngropat înapoi sub autostradă. Noi n-am avut șansa să găsim un asemenea sit, pentru că vă asigur că nu propuneam acoperirea lui, propuneam orice soluție tehnică posibilă să valorifice și acest sit, pentru că sunt foarte rare aceste situații și majoritatea țărilor care au dat peste așa ceva au înțeles să valorifice aceste situri. La astea care le-am găsit noi și care inclusiv am găsit o așezare medievală cu locuințe dreptunghiulare, dar toate erau semi-îngropate, sunt doar urmele de la parii care susțineau pereții respectiv și acoperișul de probabil paie sau știm noi ce se mai punea. Cam astea sunt tipurile de vestigii. Am găsit și o necropolă a populațiilor avare. Avarii sunt o populație migratoare, secolul 7, cam așa, 6-7. Aici, pe Valea Mureșului, sunt populații care sunt extraordinar de strângători, că de aici și apelativul acesta al nostru de avar.
strângători de obiecte prețioase. Deci ei, zonele prin care treceau, capturau tot ce ținea de bogăție în bijuterii și metale prețioase, lucrând ei înșiși, aveau meșteri foarte buni și își lucrau bijuterii. Din păcate, noi n-am găsit în această necropolă piese spectaculoase, foarte puține piese de podoabă, mai mult câteva cuțite, deci este doar un mic sector, am avut vreo 23 de morminte, da, este clar, nu aparținând unui trib foarte, foarte bogat. Aici, în Alba Iulia, oferta culturală urmează să fie îmbogățită anul acesta, din câte anunța Consiliul Județean Alba, printr-un nou muzeu, de data aceasta al icoanei și al cărților vechi. Inițial trebuia deschis în 25 noiembrie, dacă nu mă înșel. S-a amânat. Acum se zice că prin luna mai ar putea fi posibilă deschiderea lui, la fel din cauza că s-au găsit foarte multe lucruri interesante de către arheologi. Acolo care ar fi cele mai atractive lucruri pe care le-ați descoperit? În punctul unde se lucrează la clădirea Muzeicon, în acea veche clădire a spitalului, a fostului spital militar al garnizoanei, din cetatea Alba Iulia, spital care la rândul lui fusese adosat, deci o clădire ridicată la nivelul secolului XVIII, dar deasupra unei alte clădiri mai vechi, fusese lipit de zidul cetății medievale, zid care de fapt era zidul castrului roman. Și decaparea zidurilor clădirii a condus la surprinderea structurilor de zid, de blocuri de piatră, care făceau parte din zidul de incinte al castrului roman. Ba mai mult, a fost necesare câteva sondaje arheologice pentru a completa, să spunem, datele de care avea nevoie chiar executantul lucrărilor pentru a face structura de rezistență a clădirii. Noi aceste sondaje arheologice le ducem până la talpa de călcare, adică odată ce ai pus un sondaj perpendicular pe un zid, el coboară în succesiunea stratigrafică, se înregistrează toate datele și se duce până jos sub fundație, ca să obținem toate datele. Acolo putem oferi specialistului în rezistența clădirilor și a istoricilor de arhitectură și de artă date despre tehnica de construcție, materialele folosite. Dacă se întâlnesc mai multe epoci, cum este cazul aici, epoca romană, epoca medievală și apoi reutilizare în contextul epocii moderne acestei clădiri, aceste lucruri sunt extrem de complexe. De aceea, în cazurile respective, apar anumite, nu neapărat blocaje, cât întârzieri, într-adevăr. Se întârzie cu înregistrarea datelor, se întârzie apoi cu obținerea avizelor, pentru că cel mai grav deocamdată aspect în tot acest context este obținerea acestor avize de modificare de proiect, de descărcare de sarcină arheologică și modificare de proiect, adaptarea noilor obiective la și includerea lor în sistemul construit nou care se face și care trebuie să le protejeze, și aceste lucruri conduc la anumite decalaje. Dar una peste alta, obiectivul care va rezulta pentru noua clădire Muzeicon a crescut enorm în valoare. De ce? Înainte se știa despre această clădire, fusese tratată fără să se facă analize de parament, fără să se facă sondaje arheologice, cum este cazul la toate clădirile din cetate și cam tot ce înseamnă monumente istorice în România. Doar când se abordează cu un proiect special, un obiectiv, poate fi atacat din toate aceste puncte de vedere. Se decopertează peretele să se vadă succesiunea tencuielilor, se ajunge până la zidul viu, să vezi, este din piatră sau este piatră cu cărămidă, tipul de mortar îți dă informația despre cu ce epocă avem de-a face. Este mortarul roman, este mortarul medieval, este mortarul din epocă modernă. Toate sunt diferite. Se fac și analize, dar specialiștii în arheologia aceasta de monument deja le surprind și le înregistrează, au deja experiența în a le cunoaște la fața locului. Materialul arheologic rezultat este foarte important, a fost surprinsă inclusiv o instalație de scurgere de canalizare din epoca romană,
fiind în zona aceasta de aproape de zidul castrului, este clar că aici trebuie să fie și un drum de gardă și o parte din ceva barăci acolo pe colțul castrului, pentru că imediat după aceea construcția fortificației bastionare în secolul XVIII a rupt colțul castrului și noi nu mai putem prinde colțul de nord vest al castrului, așa cum este sau ar fi trebuit să fie el în epoca romană, la ora actuală este în aer, ar fi în șanțul de lângă cafeneaua. Nu dăm nume. Nu dăm nume, este acolo pe acea latură, în zona bibliotecii Bateaneu. Deci, acel colț a dispărut și din cetatea medievală, pentru că cetatea medievală a reutilizat zidurile. Ei, a rezultat o clădire extrem de valoroasă din punct de vedere arhitectural și arheologic. Va fi restaurat astfel încât în fațadă această poveste să fie prezentată publicului și nu doar că vom da un muzeu nou de al icoanei și cărții vechi, ci acest muzeu va revitaliza o clădire istorică și un obiectiv istoric. Deci, pe lângă norvegienii asigură finanțarea majorității proiectului și au rămas extrem de impresionați pentru că ei în zona nordică nu au șansa unor asemenea complexități de situații și în momentul în care descoperi așa ceva, nici nu se discută, este clar că se modifică din mers. Ce nu înțeleg ei, cum de nu se cunosc aceste lucruri. Dar au înțeles, nu doar în România se întâmplă așa ceva, se întâmplă și în alte părți și în special în țările acestea estice, dar și Italia pățește chestiuni asemănătoare, pentru că nu ai putut acoperi în acești 100 de ani, să spun, de când se face cercetare de monument efectiv, 150 de ani, cam așa de la sfârșitul secolului XIX se face, cercetare reală de monument și bine structurată și cu înregistrări de date, nu ai putut acoperi toate clădirile, toate obiectivele. Nu poți să cunoști. Cum spuneam, dacă ai un proiect de restaurare pe o clădire, pe un obiectiv, deja poți să discuți altfel. Și toate lucrările de genul acesta implică și niște costuri. Normal. S-au modificat puțin și costurile. Ce s-a modificat, din păcate pentru proiect, dar din fericire cumva, va fi suportat de Consiliul Județean, care a înțeles valoarea locației. Situația este aproximativ similară și în zona Comisariatului Militar, unde se va muta Consiliul Județean. Tot așa am săpat și acolo în curte, vestigii arheologice romane, continuate sau suprapuse cu intervenții în epoca medievală. Acele vestigii, ceea ce s-a găsit din structura de ziduri, se va îngloba în partea de subteran, acolo unde se încearcă să se facă o sală de ședințe mai mare pentru viitorul Consiliu Județean. Dar să revin la Muzeicon, aici s-a lucrat numai ca să înțelegeți cam cât s-a restaurat anul trecut și pentru acest muzeu. Este o cifră statistică și nu toate fac parte din cărțile care vor fi expuse aici, dar laboratorul de carte a muzeului a restaurat peste 13.200 de pagini de carte. Carte veche, ceea ce înseamnă o muncă enormă. Laboratorul de restaurare carte funcționează cu 5 colegi. Dacă împărțim, este undeva la 2-3 mii de pagini pe fiecare. Numai să se gândească cineva că acest lucru nu este fabrică, nu este uzina de, nu știu, roți dințate de nu știu unde și avem undeva cam la 200 de zile lucrătoare pe an sau probabil 250 de zile lucrătoare pe an, să zicem, și este o muncă în care un angajat trebuie să facă cam 10 pagini pe zi. Cred că ați avut o emisiune sau ați dat date și cum se fac restaurările de carte. Deci munca este extrem de complexă. La fel a durat și se face restaurarea și pentru icoanele pe sticlă. Vor fi câteva sute de icoane pe sticlă. Patrimoniul acestui viitor Muzeicon, Muzeul Icoanei, va cuprinde câteva mii de piese. Carte veche și icoane pe sticlă și icoane pe lemn. Este unicat în țară pentru că va fi prima expoziție exclusiv sau prima secție de muzeu exclusiv dedicat icoanei și cărții vechi.
Colecțiile vor fi din ce ați descoperit? Colecțiile sunt din colecția noastră a Muzeului Național al Unirii și îndeoseb din colecția Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Episcopia pe vremea, în anii 70-80, pe vremea episcopului Emilian, a început să colecteze pentru că a observat un lucru într-adevăr grav, dispăreau de la biserici, ba se furau, ba prin neglijență se distrugeau și așa mai departe. Și atunci a adunat aici, într-un stil ușor centralizator, a adunat cam tot ce ținea de centrul lor administrativ, adică din Munții Apuseni, din tot județul, ba și din Mureș, și s-au adus la Episcopia din Alba. Arhiepiscopia a îmbogățit și mai mult carte veche și icoane, mă refer, și icoane pe sticlă și icoane pe lemn intră aici. Colecția lor este de o valoare deosebită, însă munca efectivă care se face acum este de restaurarea pieselor, conservarea lor, celor care sunt în stare mai bună, și de identificare precisă, pentru că și asta este foarte important. Să știi autorul unei icoane sau școala care l-a produs, să-l poți localiza, da, să-l poți localiza în timp, la fel la carte, în ce loc s-a tipărit, sunt câteva tipografii care vor fi centre tipografice care vor fi valorificate aici. Inclusiv Alba Iulia a avut tipografie de carte religioasă încă de pe vremea lui Mihai Viteazu. Oricum, lucrurile vor fi spectaculoase și din perspectiva că Sala Unirii și Muzeul se vor închide curând pentru partea de restaurare, apariția acestui nou obiectiv a Muzeului Iconului din vară, cel mai probabil expoziția va fi totuși din toamnă. Până în vară se termină lucrările de restaurare, dar introducerea în circuitul expozițional va fi din toamnă ca să dăm un timp de acomodare a microclimatului cu piesele. Haideți să discutăm puțin și despre cum va arăta anul 2017, ziceați înainte de închiderea temporară a Muzeului și a Sălii Unirii. Va fi proiectul pentru anul centenarului. 2018 va atrage cu siguranță enorm de multă lume în cealaltă capitală, cum ne place nouă să spunem. Ce se va întâmpla? Cum va fi anul acesta? În condițiile în care s-ar putea, în plin sezon turistic, să fie închise cele două instituții? O să lucrăm împreună cu executantul, probabil. Oricum, lucrăm acum la nivelul actual la caietul de sarcini cu Consiliul Județean pentru scoaterea în execuție a Sălii Unirii, a lucrărilor de restaurare a Sala Unirii și din toamnă, poate chiar pe iarnă încolo, pentru clădirea muzeului. Deci muzeul, clădirea noastră, muzeul, cel mai probabil anul acesta nu se va închide vizitării. Și dintr-un punct de vedere al graficului de execuții, noi vrem să discutăm cu viitorul executant, că nu știm cine va fi, să impunem astfel încât și lucrările la muzeu pot să fie realizate, ca nici în 2018 muzeul să nu fie închis. Muzeul, cum am spus, clădirea muzeului. Da. Sala Unirii, în schimb, pentru că se poate lucra în zona de pod, acoperiș și acolo. Reparațiile sunt reparații capitale și asta înseamnă să blochezi cam toată clădirea. Dar ce ne dorim noi din punct de vedere practic este să asigurăm acces prin curtea interioară constructorului, fațada la strada Unirii să fie liberă și lucrul la fațadă va fi ultimul care se va face probabil și atunci nu va fi îmbrăcat într-o schelărie, să spun așa. Și el să intre ulterior anului 2018. Astfel încât să se facă podul și subsolul și muzeul în sine să rămână. Ce este important însă că Sala Unirii va trebui terminată până în acea toamnă, iarnă a lui 2018. Partea mai tristă este că se va lucra probabil în cursul anului 2018, foarte mult la sală. Și atunci, undeva din vară, calendarul este făcut ca undeva din vară, sala să fie închisă circuitului expozițional din această vară, din vara lui 2017. Până atunci noi trebuie să mutăm depozite din cadrul Sălii Unirii, care le avem și acum de arheologie sau alte obiecte, să le relocăm. Chiar astăzi a apărut în presă că în urma unui parteneriat Consiliul Local, Consiliul Județean, ni se atribuie un spațiu în șanțurile cetății, cred că la Ravelinu Elisabeta, pentru a face acolo un depozit de ceramică cu caracterul acesta de depozit muzeu, adică să-l punem și în circuitul vizitării, cumva.
Și acest lucru va necesita timp, pentru că și acolo trebuie investiți niște bani în igienizarea spațiilor, în crearea condițiilor de microclimat și apoi în obținerea vizelor speciale pentru conexiuni la rețele. Trebuie dus curent, apă, făcute pardoseli, amenajat spațiul ca să putem muta. Ei, se mută materialele și atunci sala, ce încercăm și ce ne dorim și prin proiectul care se face, este să dăm imaginea sălii să fie aceea din anii 20, 22, 28, când pentru a sărbători 10 ani de la Marea Unire se restaurase deja sala în maniera cumva și cum este ea ca arhitectură, cum este ea astăzi, doar că picturile care erau în lunetele din interiorul sălii au fost demontate ulterior de comuniști. Noi le-am restaurat recent, le-am identificat, aruncate într-un depozit prin 2013, cred că le-am găsit, sau 14, în spate la un dulap, când s-au mutat niște dulapuri care stăteau acolo din anii 50-60, au fost găsite împăturate, măcar bine că a avut grijă înaintașii noștri în muzeu să le ascundă, pentru că dacă le dădeau pe mâna celor care veniseră, da, ele au fost date jos și repictată zona de niște pictori după ideologia aceasta comunistă. Bun, se va lucra în maniera în care Sala Unirii va fi tratată în ansamblu, adică la ora actuală este proprietar și muzeul și universitatea pe corpul de nord. Ea revine într-un întreg, astfel încât ulterior să fie organizat și acel institut al Unirii, care trebuie să funcționeze ca un institut, credem noi, sub organizarea Academiei Române, cu o implicare la nivel național, pentru că este nevoie într-adevăr de un institut de cercetare de rang academic aici la Alba Iulia. Deci să înțelegem că acea latură care momentan este în administrarea universității nu va mai fi al lor? Nu, va fi a lor și a noastră, va fi un parteneriat, pentru că institutele acestea se pot organiza doar prin universități. Și atunci Universitatea din Alba Iulia va fi probabil vioara întâi în organizarea acestui institut. Aici se discută deocamdată, pentru că au fost făcute demersuri și către Academia Română și așteptăm un răspuns de la acest for, până la urmă, superior oricăror organizări din aceste instituționale. Alte surprize pentru anul 2017, cam ce ați avea? Avem, bineînțeles că o să avem expoziții și în acest an, însă calendarul de expoziții din 2017 nu va mai fi la fel de încărcat și de spectaculos ca și până acum, pentru că, v-am spus, principala activitate se va concentra pe pregătirea depozitelor pentru mutare a spațiilor efectiv de derulare. Vom pregăti, în schimb, Muzeul Național al Unirii în 2017 va ieși în afara orașului. Exact. Și acest lucru este foarte important. Noi nu am fost statici în perioada aceasta. Nu vom fi nici de acum, în sensul nu că... Nu vă puteți opri acum. Nu ne putem opri, este clar, odată ce am deschis, e ca un tăvălug. Ne ducem spre Muzeul din Sebeș, spre Muzeul din Aiud. Avem deja oferte spre Blaj, avem deja oferte de expoziții pe care să le organizăm și să le itinerăm la ei. Sunt deschiși și Sebeșul și Aiudul, chiar cred că mâine o să aibă domnul director general o întâlnire la Aiud pe tematica aceasta, ce pachete expoziționale le pregătim. La Sebeș deja am avut întâlnirea, la Blaj am avut o discuție preliminară, o să avem și acolo. Sunt cel puțin trei locații importante în care ieșim. Pe de altă parte, vom ieși cu foarte multe activități în acele colecții etnografice care tot muzeul le-a organizat la inițiativa Consiliului Județean și vom reanima parte importantă din aceste colecții. Bineînțeles, foarte multe din ele s-au închis între timp. Bineînțeles că vom identifica, am discutat la nivelul președintelui Consiliului Județean, trebuie identificate ca cele mai importante, bine conservate cumva și care sunt totuși în trasee posibile de vizitare. Pentru că este greu să valorifici o expoziție care este laterală sau în afara oricăror căi de vizitare. Ne vom duce apoi spre Câmpeni, unde este muzeul, de acolo trebuie reorganizat, o să colaborăm la partea aceasta de organizare și mai este
pe zona aceasta de cult al eroilor naționali, o să contribuim așa cum tot noi am făcut și din punct de vedere expozițional, vreau să spun, circuitul actual de la Casa Avram Iancu este făcut tot de angajații Muzeului Național al Unirii. Bineînțeles, finanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean, dar ne-am implicat peste tot acolo unde a fost nevoie. La Blaj am ajutat la reorganizarea muzeului. În toate locațiile unde suntem solicitați, noi mergem și mai mult în acest an vom ieși cu expoziții și de arheologie, și de artă, și în special de istorie și de promovarea Marii Uniri. Și rămân proiectele de tradiție, dacă tot începe sezonul cald. Reenactmentul istoric ne va scoate din acest risc de, să spunem, de cădere cumva de vizitare, pentru că noi vom ieși cu trupele de reenactment permanent la toate evenimentele, vom asigura, bineînțeles, am spus asta că vrem să facem să devină permanență și la Sala Unirii. Și ritmicitatea. Cu siguranță lumea va fi și înțelegătoare și turiștii oricum vor fi atrași de proiectele voastre și de felul în care reușiți să vă promovați. Eu sunt convins că vor veni din ce în ce mai mulți turiști la Alba. Pentru 2018 este clar că trebuie să ne pregătim extraordinar de, un an plin. De bine și până în vară, până în luna mai chiar, ar trebui să avem un calendar precis al evenimentelor. Poate că atunci când vom stabili mai multe, vom putea discuta concret și ce se va întâmpla din 1 decembrie 1917, 2017 până în 2018. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Cu siguranță o să vă mai chemăm să ne mai spuneți, să ne mai țineți la curent. Ne-ați dat și o lecție de istorie astăzi. A fost bine. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând putem să discutăm despre patrimoniul Alba Iuliei, al județului Alba, al Muzeului Național al Unirii. Vom fi prezenți. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână excelent. Pe curând!